10 TV este un post de televiziune care vă este din asta foarte apropiat. De ce spuneți așa? Pentru că lucrați acolo, pentru nu că am lucrat, dar nu mai lucrez acolo. Acum nici n-ar fi fost normal să lucrați în condițiile în care sunteți candidat electoral. Dar viziunile lor sunt foarte apropiate și mă bucur că avem post de televiziune. Și ei vă susțin, vă susțin masiv. În fine, asta este cumva deja normal în Republica Moldova. Este libertatea presiei din Republica Moldova. Fiecare post de televiziune. Noi am deschis astăzi site-ul 10 TV și ne-am uitat, deci site-ul care vă susține, televiziunea care vă susține pe dumneavoastră, televiziunea online, da? Potriva cui luptă ei, da? Am luat 30 de știri, ultime 30 de știri din domeniul politic care țin mai mult sau mai puțin de campanie electorală. Doar să nu-mi cereți mie să comentez ce scrie mass media. Din 30 libertatea de știri. Libertatea presiei este sfântă. Ei, haideți să fim așa foarte sinceri. Așa cum ne-ați scrieți într-un fel, ceilalți scriu din în alt fel. Din cele 30 de știri, v-am spus, în condițiile în care ei în așa măsură vă promovează pe dumneavoastră, înțeleg că există o afiliere și mai ales pentru că ați lucrat și dumneavoastră acolo. Nu pot dirija din 30 de știri pe care le-am găsit noi pe acest, pe care le-am analizat noi, ultimele 30 de pe acest site, doar 3 știri sunt negative la adresa PSRM sau partidilor pro-ruse. Și altele 4 sau chiar 5 sunt foarte critice la adresa partidelor de dreapta, mai ales a PAS-ului. Și eu am să vă citesc titlurile. Pe bună dreptate. Minciuni socialiștilor, promit salarii mai mari pentru profesori, dar cât au fost la putere, au furat cuculiocul. Exact asta. Marioneta lui Dodon propune unirea Republicii Moldova cu Rusia, e vorba de Garbuz. Da, Mihail Garbuz, patrioții moldovi. Și alte, un alt titlu. Poporul român, condus de doi mancurți, Iohannis și Sandu, a uitat de Eminescu. Igor așa, Grosu. Nu a felicitat pe Eminescu de ziua lui de deces. Înseamnă noi avem asemenea mancurt? Oameni de anvergură mai mari decât Eminescu ca să uităm de ei. Înseamnă asta că sunt mancurți? Nu mi-aparține titlul, deci vă rog foarte mult. Dar dumneavoastră sunteți de acord, tocmai ce ați spus că așa e. Sunt de acord cu faptul că acei conducători de state care nu se face de râs în cazul, Lusatei și primarul PAS. Doamna Rață, dumneavoastră îl iubiți pe Eminescu? Cu dosar penal, da, dar pe oamenii care nu-l iubesc pe Eminescu, nu-i numesc mancurți. Stați puțin, nu asta care nu-l iubesc. Asta deja radicalism și extremism. Atunci când ești șef de stat și ai în sânul poporului tău un om de vază ca Eminescu, trebuie să scrii ceva despre el sau nu? Da, dar noi mai avem oameni de vază. Eu sunt de acord că e un gest frumos să feliciți, dar noi îl avem și pe Blaga. Corect? S-a scris ceva despre Blaga? Da. Și pe Nichita Stănescu, avem și pe alții. N-au scris. Nici despre Dabija n-au scris. Iar până astăzi noi nu avem o stradă în cinstea lui Nicolae Dabija. Ne mor eroi și patrioții. Nu știu cum dumneavoastră apreciați calitatea actului de guvernare a unui șef de stat. Sub toate aspectele. Da. Pentru educație, mine contează. Cultură, social, economic, justiție. Simbolismul contează foarte mult, de acord, dar eu nu vreau să mă acoper cu simbolism, pentru că, Doamne, în cazul ăsta ajungem unui să popor, nu mai facem nimic decât vorba rai și să arătăm frumos. De acord, frumos, doamna Mariana. Da? Nu putem să cerem unui popor incult sau fără cultură să nu fie corupt. Păi haideți atunci. Sau să fie corect sau să respecte. Pentru că el, dacă nu are cultură, nu are nimic. Haideți să spunem președintelui de dimineață până seara, indiferent cine, să recite poezii la televizor, să ne culturalizeze. Doamne ferește, noi nu am cerut asemenea. Sau trebuie un președinte, sau trebuie un guvern să aibă grijă să existe școli, grădinițe, profesori bine plătiți. Păi nu au, asta ei trebuie să facă, s-au dar nu să recite poezii. Se închid grădinițele, nu ne ajung grădinițe, nu primesc salarii suficiente profesori. Așa, și încă două știri despre Nat Albos și despre un dosar penal deschis mai bine. Pe numele. Nu se întâmplă asta niciodată.